În Republica Moldova există aproximativ 40.000 de persoane care beneficiază de statutul de veteran de război, însă mai puțin de 20.000 au reușit să obțină legitimații de model nou, începând cu anul 2018 și până acum, potrivit datelor Ministerului Apărării. În 4 ani de la începerea procesului de modificare a legitimațiilor, nici jumătate dintre participanții la conflictele armate nu au reușit să-și perfecteze dovada faptului că au luptat, chiar dacă termenul pus la dispoziția autorităților pentru a schimba legitimația a fost extins în anul 2020 și urmează să expire în 2021. Însă, va fi nevoie de o nouă prelungire, deoarece veteranii continuă să primească refuzuri în obținerea acestui document. Printre aceștia sunt chiar și foști combatanți, decorați cu medalii pentru vitejia de pe câmpul de luptă. Cea mai problematică situație pare să fie pe platoul Cocieri, acolo unde oamenii au luat arma în mână voluntar pentru a-și apăra casele în 1992. De la începutul anului spre perfectarea noilor legitimații la Ministerul de Externe au fost expediate 237 de dosare, dintre care un răspuns pozitiv au primit doar 74. Această situație îi neliniștește pe veteranii Asociației Dubăsare 1992. Ei au organizat la data de 11 aprilie o ședință pentru a căuta singuri soluții la această problemă. Nici e rușine, noi am ajuns acum 30 de ani și noi trebuie să le confirmăm noi că noi am luptat. Noi ne-am pus viața în pericol, noi am luptat, noi am știm și în ziua de azi luptăm, că avem BKDS în coastă aici. La 6.004 ani tu nu poți elibera la voluntari legitimății? Hai, noi am zis, noi am motivat, noi venim cu argumente. Pe raionul Dubăsare. Eu nu știu ce s-a făcut poate în alte raioane. De la noi, comisariat obilitar era în Dubăsare, Răispalcom era în Dubăsare, atunci au fost gata, nu era nimeni. Toți s-au fugit, nimeni de nică nu răspunde. Oamenii sunt așa din patriotism s-au ridicat și s-a apere, dar nu, el s-a ridicat, oamenii s-a apere căsele lor. Și amuia trebuie simplu să-i demonstrez. Mulți dintre cei care au luptat pentru independența și integritatea teritorială în 1992 nu au așteptat ca responsabilii de la Comisariatul Militar din Dubăsari să înregistreze pe listele de voluntari sau să fie chemați prin ordin. Unii pentru că apropiații acestora puteau fi puși în pericol, alții pentru că războiul a venit fără să-i anunțe. Familiile, casele, părinții au rămas în Corjova, dar noi stăteam la mijlocul Corjovului și apăram Corjova. La noi a fost cazuri când, din pricina că fișorul, ori bărbatul, ori fratele, ori sora, șede în ocopuri, au fost omorât de familii întregi. Au rămas așa care au luptat într-adevăr și ei nu pot prin niște mățele. Și asta e o bataie de joc față de veteran. Eu nu știu ce așteaptă și din Chișinău. Eu aduc o statistică, că eu am numărat azi dimineața din 124 de oameni de la Corjova, 28 de oameni au primit legitimație. Plus întrește niște polițiști care evident că erau în serviciu, au fost protejați social și le-au primit automat. Dar din veterani avem neca dintr-o 120 de oameni, noi avem 20 de oameni le schimbat legitimația. Asta și este, vă spun, este bătaie de joc. În listele Comisariatului Militar, din motive de securitate, nu s-a înscris nici Grigore Moșneaga, locuitor al satului Cocieri. Acum însă, acesta încearcă să demonstreze că a luptat, dar primește refuz de fiecare dată. Da, mă, nu ne-am scris în listele că așa era vreme atunci, copiii erau acasă, noi trăiesc, eu trăiesc vizionist biserică aici, tot luptul a fost la poartă mică, să spune. Mama mea a fost închis în Beci, data de 19 ianuarie, 23, când la botează. Mi-a zorbit o grenadă în casă mi-a zorbit o grenadă, mulțumim că s-o atins de harai și s-o rupt lângă fereață, dar s-a fost neușiriu pe copiii atunci s-a. Noi doar știm, fiecare din noi știm unde a fost, dar și chiar și arma și automat cea când mi-a dat-o, eu mai înscălit în șele. Printre dosarele care au primit refuz este și cel al voluntarului Valeriu Caimacan din Corjova, care pentru una dintre deplasările după armament a primit și o medalie, Meritul Militar, pentru care este răsplătit doar cu 50 de lei în fiecare lună. Paradoxal însă, existența acestei distincții potrivit regulamentului de obținere a legitimației nu reprezintă o dovadă că a luptat. Și noi așa prin schizurile astea am ajuns la poziții că se termină cartușele și e greu că... Aici era așa poziție că se împușcau și din partea asta unde e hidrocentrala și din marginea satului de la Corjova, din două poziții.
Ei, pentru cât am mai făcut acolo, cât am mai fost, am fost decorat cu meritul militar. Te-amu comandantul a luat în seama asta și atâta. Atâta răsplată. Da, da, și statul ne dă pentru meritul ăsta 50 de lei. Hotărâi guvernului stabilește lista actelor care pot servi ca temei pentru confirmarea statutului de teren de război. Acordarea distincțiilor de stat nu e un temei potrivit acestei hotărâi de guvern. Pe 7 august, pe platoul Cocieri, a avut loc o ședință dintre veteranii de război și membrii Comisiei Interdepartamentale, creată în 2018, pentru a se ocupa de procesul de modificare a legitimațiilor. Atunci s-a convenit că asociațiile locale de veterani vor transmite listele cu numele celor care au luptat în 1992 și persoanelor care au asigurat aprovizionarea unităților. S-a dovedit însă că listele nu au niciun efect juridic în procesul de acordare a legitimațiilor, deși veteranii și-au făcut mari speranțe. Cine să-l găsim noi, că noi să-i confirmăm? Noi am adus, eu fost aici și Jozdan și Brida și... Dar comisia a fost. Noi și trebuie și să le facem, ca să confirmăm cu oamenii ce... Și noi nu numai atunci, în 92, și paranzolear, noi luptăm și avem probleme cu toate acestea. Personal, trei asociații de pe platou Cocieri, au fost fiecare, au trecut... Fiecare asociată a trecut nominal, fiecare pe listă. Nu au fost probleme, s-o adaugă cineva sau nu scrie. Și o să acceptă tot. Le mai dăm încă o dată procesul ăsta. Asta anul a fost. Le-am dublat, le-am mai dat o dată. Tot, da? Dar cu procesul ăsta care s-a făcut în comisia asta. Iar tot pe loc și de lângă. Că și câte metode să mai găsim noi. Sunt foarte mulți persoane la care le-au venit refuz. Nu știu dacă... Noi cunoaștem foarte bine acest lucru. Dar... Din această cauză, de către Biroul pentru Relațiile cu Veterani, a fost inițiată procedura de modificare a hotărârii de guvern despre care am vorbit, ca să putem soluționa și cererile Ministerului de Afaceri Interne deține aceste liste, dar încă o dată repet, hotărârea de guvern care reglementează modul de examinare a solicitărilor participanților la acțiunilor de rupt pentru eliberarea listimației de veterani nu operează cu noțiunea de liste care a fost tocmite la ziua de azi. Se vorbește doar despre anumite acte care au fost întocmite, oficializate în perioada anului 1992 sau 1993, inclusiv înscrierile în evretul militar. Aceste liste sunt utile, dar ele nu sunt îndeajuns, adică sunt niște probe suplimentare, dar nu este îndeajuns. Ministerul Apărării anunța în 2018 că acțiunea de schimbare a legitimațiilor se desfășoară în contextul realizării planului Memorie, Onoare, Respect, care are drept obiectiv consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război. Veteranii însă susțin că se simt discriminați de această situație, care ar fi specifică doar voluntarilor. Alte categorii de participanți, cum ar fi polițiștii sau angajații Serviciului de Securitate, nu ar întâmpina probleme în obținerea legitimațiilor. Veteranii de război de pe platourile astea, din stânga Nistrului, îi discriminați față de veteranii aceia. Aceia au și au primit majoritatea, dacă facem o analiză, cine au primit, iau și locuri de muncă, și piețe le-au dat, și rutiere le-au dat, și locuri de casă le-au dat, grădiniți le-au dat. Noi aici nimic nu am primit. Și... Oamenii care au vrut să adreseze ca să iei creditele astea preferențiale, care pentru reparații, pentru construcție, toate băncile le-au refuzat, că e în zonă de risc și banca nu a vrut să finanseze. Dar noi am rămas aici, așa. Dacă am rămas aici și trecem prin așa greutăți, că eu cred că și atenția trebuie și mai deosebită față de veteranii ăștia. Și nu sunt așa mulți, ca domnul Vigore a spus, dacă noi am numărat 400 de cedați numai prin 3 sate, dar nu mai luăm Coșnița, Ustea, acolo iese că dau mai mult de 30% au decedat. Șeful Biroului Relații cu Veteranii, Nicolae Gârbu, susține că este la curent cu această situație și soluția ar fi modificarea regulamentului stabilit în 2018, iar lucrări în această direcție ar fi început deja. Confirm că sunt unele momente care creează un impediment în procesul de confirmare și eliberare a legitimațiilor. Eu am avut o întâlnire la Corjova. Sunt la curent cu problemele și țineși din anii noi, mai multe raioane, mai ales și țin de Cocieri, țin de Corjova. O să avem o ședință, adică cu membrii Comisiei Interdepartamentale și comisiilor, așa să zicem, ministeriale,
unde după aceea să o primim o decizie, biroul va ieși cu inițiative, unde se va, dacă se poate de spus, înainta unele propuneri, nu de simplificare, dar de respectare a drepturilor veteranilor în procesul de reconfirmare și eliberare a legitimațiilor. Suntem în proces de analiză și, aș spune eu, elaborare a acestor soluții și propuneri. Dar el nu o să dureze mult. Cel mult așa, eu cred că 2 săptămâni. Cel mult. Adică avem, noi acum am cerut raportul de activitate a acestor comisii. Atât reprezentantul Comisiei Interdepartamentale, cât și Biroul Relații cu Veteranii susțin că termenul limită de perfectare a actelor poate fi prelungit cu încă un an. Necesitatea modificării regulamentului este susținută și de veterani, care pe lângă această măsură propun și suplinirea componenței comisiei responsabile de acest proces cu o persoană din teritoriu. Trebuie să cerem noi, ca să și modificat regulamentul, hotărârea asta care se eliberează, dar nu așa cum vor ei. Că iară pe oamenii ăștia care, cum domnul Igor a spus, care la provizionare să-i pui iară la 520. Eu nu știu de partea de așa care din partea dreaptă au venit, dar noștri care s-a ieșit și pe parcursul anii ăștia nu s-au refugiat și tot au trecut prin câte greutăți, păi tasele la oamenii ăștia, merge vorba acolo, da, de nu știu câți oameni. În total, timp de 4 ani de zile, de pe platoul cu ucieri au fost expediate 1038 de cereri de legitimații, dintre care 689 au fost acceptate, 235 necesită să prezinte acte confirmative, suplimentare, iar o legitimație a fost retrasă pentru părăsirea unității militare. Cert este că doar în ultimele luni câțiva zeci de veterani așa și nu au mai reușit să obțină aceste acte, fiind trecuți în neființă. Un lucru îi bucură pe veterani că în această perioadă de tranziție sunt valabile atât legitimațiile de model nou, cât și cele de model vechi, iar foștii combatanți pot beneficia de o indemnizație în valoare de 500 de lei. Deși inițial scopul acestei reforme era să se evalueze numărul real al veteranilor de război, rândurile acestora se răresc tot mai mult și nu toți vor ajunge să fie remunerați cu câte o legitimație.